Trei zile și trei nopți, atât a durat sărbătoarea dedicată zilelor municipiului Zalău. A fost muzică pentru toate gusturile, muzică populară, folk și artiști consacrați ai muzicii ușoare au urcat pe scenă și au făcut spectacol pentru zălăuanii. Startul petrecerii s-a dat vineri, când pe scena din spatele primăriei au urcat soliști de muzică populară, iar în amfiteatrul din Parcul Central, zălăuani au cântat alături de Magda Pușcaș piese consacrate din lumea folcului. După muzică populară și folk, sâmbătă a venit rândul ca pe scenă să urce Sergiu Chirilă, Silvie Etno și trupa Vanc. Seara a fost încheiată de Horia Brenciu, care alături de trupa sa, HB Orchestra, a făcut un show de zile mari. Numărul său a fost presărat cu momente interesante, prilejuite de urcarea pe scenă a celui care a prezentat spectacolul de la Zalău, Cosmin Seleși. Cei doi au antrenat publicul în momentele lor de umor. Sărbătoarea de sâmbătă s-a încheiat cu un foc de artificii, care a debutat la ora 24. În același timp, pe tot parcursul celor trei zile, în parcarea din spatele primăriei au fost amenajate standuri, unde au fost comercializate diferite produse. De altfel, municipalitatea amenajând o zonă specială pentru producătorii locali și meșterii populari. O altă zonă de interes a fost curtea Colegiului Național Silvania, care a fost destinată activităților pentru cei mici. Surpriză pentru zălăuani de zilele municipiului a fost oferită de patru artiști veniți din Vâlcea, Caraș-Severin, Vrancea și Târgu Mureș, care au realizat sculptură în lemn cu drujba. La final, ei și-au expus lucrările pe platoul de marmură, unde pot fi admirate și acum de către trecători. Bună ziua, cu cine avem onoarea astăzi? Bună ziua, mă numesc Ioan Ungur, vin din județul Mureș. Am venit în Zalău cu mare drag să facem ceva frumos. Vreau să ne spuneți ce anume ați realizat pentru zălăuani. Eu îi spun delfinul dragostei, deci dintr-un sănătate, dintr-un trunchi de copac am făcut delfinul care ține o inimioară, cu inelele de logodnă, săgeata care reprezintă dragostea și un trandafir care de asemenea e simbolul dragostei, unul din simbolurile dragostei, că dragostea are multe simboluri. Mihai Asinovski din Oțelul Roșu, Caraș-Severin. Vreau să ne spuneți ce anume ați realizat pentru această serbare, zilele municipiului Zalău. După cum se vede, un vultur care reprezintă și libertatea și este și emblematic pentru România. Îl găsim chiar și pe drapelul național. Lucrările vor rămâne orașului Zalău. Am înțeles că vor fi expuse prin primărie sau în diferite locuri, nu știu exact. Eu am venit, mi-am făcut treaba, m-am bucurat că am cunoscut oameni noi și faini, cum se zice în Banat. Nici ziua de duminică nu a fost lipsită de surprize. De această dată, spectacolul s-a adresat iubitorilor de muzică populară. Pe scena din parcarea din spatele primăriei a continuat festivalul Ecouri Meseșene, care a adus în fața zălăuanilor artiști consacrați ai acestui gen muzical.